Sediul Parlamentului European din Strasburg va fi transformat în centru de tratare a pacienților infectați cu COVID-19, potrivit unui anunț al președintelui acestuia, David Sassoli, după mai multe consultări cu autoritățile franceze. Anterior, oficialii spuneau că vor pune la dispoziție autorităților de la Bruxelles un centru de depistare și consultanță în capitala belgiană, împreună cu o flotă de 100 de vehicule. Același lucru s-ar putea întâmpla în Luxemburg dacă situația se va agrava. Sediul Parlamentului European se află la Strasburg, unde europarlamentarii se reunesc în sesiuni plenare timp de o săptămână pe lună. Sesiunile din lunile martie și aprilie nu au avut loc la Strasburg din cauza epidemiei de coronavirus.